ne-am cunoscut la primul lot pe care s-a făcut la grupa noastră de vârstă. Stăteam în cameră cu alte persoane și vine dintr-o dată Ștefi, bate la mine la ușă și se oprește în fața patului și se uita pur și simplu la mine, așa, cum față de aia. Bună! Prima dată mi s-a părut foarte ciudată și nu prea stăteam împreună, chiar nici nu prea îmi plăcea, dar în momentul ăla eram amândouă accidentate și ne făceam amândouă pe acolo. În timpul antrenamentului eram amândouă, reamintam ce fac fetele și spuneam o glumă. Unde crezi că ați realizat că o să mă înțelegeți foarte bine pe tine? În care moment? Nu la locul de la Vâlceam. După ceva timp, cred, când am venit la CSM, atunci m-am apucat mai tare de patii. Poate a fost că ultima un fapt de ce ți-i găsirea ta aici? Nu. Să fie mai văzut cum e în afară de handball. Hai, te spune. Ne completăm foarte mult. Sunt mai vorbărețe, știi, mai emotivă. Ne completăm una pe alta. Ce vă place vă o să faceți în timpul liber? Păi, de multe ori vrem să ieșim dacă avem timp. Să mergem la mall, să ne luăm haine, poze. Ne ocupăm cu ce putem. Care e cea mai frumoasă amintire pe care a văzut-o? Cea mai frumoasă amintire? Când am fost în Franța și eu am ieșit din cameră de unde stăteam și am mers la Ștefi și era să ne prima, să ne prindă antrenorul și Ștefi m-a spus în dulap. Nu cred că avem doar un singur moment frumos, avem multe. Dar de obicei nu te poți să hotărâ. Da. Îi colorezi viața. Care e lucru care îți place cel mai mult la prietena ta? Când râde, are așa o față mare, seamănă cu un porcușor. Nu răsul. Cel mai mult îmi place la prate că mereu mă scoate într-o stare proastă sau mi-e alături de multe ori. Și care e lucru care te deranjează? Când e prea ocupată și stă pe telefon și eu vorbesc cu ea și nu răspunde. Și asta, dar uneori îi fac o glumă și se supără pe mine și cam certăm, dar nu trece pe parcurs. Știi, dacă ar fi să o descrii pe Pati într-un cuvânt, cum? Care ar fi acest cuvânt? Jumătatea mea. Care este cel mai important lucru pe care să spun la Pati? Mereu ne-am fost alături, nu știu, nu cam tot ce fac pentru ea. Cum e relația voastră pe teren și cum e înamorată? În teren? E una foarte bună, adică mă înțeleg că poate e foarte bine în teren. Cred că e singura care mă înțeleg așa de bine și la echipă cât și la lor. Iar în afară, e bestială. Ne ajutăm foarte mult, mereu suntem și la antrenamente, chiar dacă ne certăm în momentul ăla, încercăm să ne zicem greșelile și să le rezolvăm. Și asta cred că ne ajută să evoluăm și bine meciul. Și în afară la fel facem, că nu ne convine ceva mai altfel. Care este cel mai frumos lucru pe care ai făcut la Vâlcea? Am implantativ cu un sistem de la ea. Și dragoste. Da. Prezența ei și un tigru, un pluș tigru. Deci, cam zice.